Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. Cardul de sănătate obligatoriu din septembrie. Ședință de Consiliul Județean fără consilieri. Proiect pentru formarea profesională a adulților. Carnea, încă un produs de lux. Astra West Ham United, meci de mare interes pentru giurgiuveni. Cardul de sănătate va deveni obligatoriu din septembrie și nu de la 1 august, așa cum fusese anunțat. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că amână încă o dată termenul de aplicare a acestei măsuri, pe motiv că ne aflăm în perioada concediilor. La nivelul județului Giurgiu, peste 170.000 de persoane beneficiază de card de sănătate. Cardul de sănătate trebuia să devină obligatoriu de la 1 august și să reprezinte singurul instrument de decontare a serviciilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate însă amână pentru a șasea oară termenul de implementare. Potrivit președintelui CNAS, motivele din cauza cărora s-a luat această decizie sunt că zeci de mii de oameni încă nu au intrat în posesia cardurilor de sănătate și că ne aflăm în perioada concediilor. Reglementările legale în vigoare privind prezentarea și utilizarea Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea Cardului Național de către furnizori, rămân nemodificate și după data de 1 august 2015. În acest sens, se continuă acordarea serviciilor medicale în aceleași condiții ca și în prezent, potrivit contractului încheiat între părți, până la eventuale modificări ale actelor normative incidente pe acest domeniu. Inițial, cardul trebuia să devină obligatoriu la 1 februarie, apoi termenul a fost mutat pe 1 aprilie, apoi pe 1 mai. Ulterior, președintele Casei de Sănătate a anunțat că documentul va fi obligatoriu de la sfârșitul lunii iunie. Cardul ar urma să fie obligatoriu în septembrie, însă data de la care va deveni obligatoriu nu este cunoscută. În județul Giurgiu, 171.000 de persoane beneficiază de card de sănătate. Dintre aceștia, 2000 de giurgiuveni nu s-au prezentat la sediul CAS pentru a-și ridica documentul medical, iar alte 36 de persoane au refuzat cardul din motive religioase. Ședința de astăzi a Consiliului Județean nu s-a mai desfășurat, deoarece consilierii PNL nu s-au prezentat. În lipsa acestora, nu a fost îndeplinit cvorumul prevăzut de lege pentru ca ședința să aibă loc. Nimic nu anunța înaintea ședinței că mai mult de jumătate dintre consilieri nu se va prezenta în sală, cu atât mai mult cu cât, potrivit consilierilor prezenți, cei care au absentat se aflau în clădirea Consiliului Județean. Însă nici după mai mult de 30 de minute după ora la care a fost convocată ședința, consilierii liberali nu au venit. Iar în aceste condiții, președintele Vasile Mustățea a anunțat că ședința nu poate avea loc. El a atenționat că această situație pune în pericol mai multe proiecte importante care erau trecute pe ordinea de zi. În afară de faptul că trebuie să aprobăm multe proiecte pentru fondurile europene, trebuie să aprobăm inclusiv proiectul tehnic ca să pot să pun la licitație Teatrul Valah. Trebuie să aprob master planul de apă și canal. Trebuie să aprob să dau mandat expres reprezentantului Consiliului Județean pentru Adi de pentru județ curat, pentru organizarea licitației pentru operatorul care urmează să facă corectarea. Dar, din păcate, politicul s-a băgat coada și în această ședință, da? Și consilierii PNL nu se prezintă la ședință. Vasile Mustățea nu a spus nimic despre o nouă convocare în vederea unei alte ședințe în care să fie discutate proiectele pregătite pentru astăzi. De altfel, el a anunțat că urmează să intre în concediu și că îl va delega pe vicepreședintele Dumitru Gavrilă să îl înlocuiască. Reprezentanții PSD sunt nemulțumiți de faptul că ședința Consiliului Județean nu a avut loc din cauza că nu au venit în sală consilierii PNL. Socialdemocrații consideră că absența acestora are motivație politică. Doi dintre liderii PSD Giurgiu, Cristian Marciu și Răzvan Cuc, au susținut astăzi o conferință de presă la scurt timp după ce a fost suspendată ședința programată la Consiliul Județean. Ei și-au arătat nemulțumirea față de absența de la ședința a consilierilor PNL. Vă spun, a fost o situație jenantă totuși. Ce s-a întâmplat vis-a-vis de situația de astăzi. Ați văzut, noi eram în sală, așteptam să intrăm și să dezbatem, indiferent care ar fi fost rezultatul votului. Pe orice proiect,
dânsii trebuiau să se prezinte, cu atât mai mult dacă dânsii nu veneau, adică dacă nu era niciunul consiliu județean, spuneam, dar au stat toți în birou acolo. Reprezentanții PSD Giurgiu susțin că liberalii nu s-au prezentat la ședință din cauza unor dispute politice. Ei spun că activitatea consiliului județean va avea de suferit dacă această situație va continua. Dacă lucrurile vor continua strict pe interese personale, eu cred că va fi un blocaj administrativ. Părerea mea. Dacă se ajunge la un consens vis-a-vis de toate proiectele, cred că lucrurile vor merge mai departe. Lucrurile sunt relativ simple, nu trebuie să ne gândim mai mult decât e cazul. Pentru aprobarea proiectelor care au fost amânate din cauza suspendării ședinței, este nevoie de o ședință extraordinară, a mai arătat Răzvan Cuc. El a mai declarat că aceasta trebuie convocată cât mai repede, astfel încât proiectele respective să nu fie compromise. Marea problemă a șoferilor giurgiuveni rămâne calitatea șoselelor și îndeoseb gropile din șosele și drumuri. Pe șoseaua Sloboziei, în zona cimitirului Sfântul Haralambie, asfaltul s-a scufundat și a apărut o groapă care amenință securitatea traficului. Modernizările multiple survenite și în Giurgiu au atras, printre altele, zeci de lucrări de canalizare, apă curentă, electrice sau de gaze, care au însemnat șanțuri pe străzi, drumuri și șosele. Responsabil cu astupatul șanțurilor cu pricina au fost de fiecare dată firmele ce au instrumentat lucrările, obligate să refacă carosabilul. Numai că nu mereu lucrările de asfaltare a șanțurilor au fost de calitate, iar cei care au de fiecare dată de suferit sunt participanții la trafic. Așa se întâmplă și pe șoseaua Sloboziei, unde a apărut o groapă de dimensiuni sesizabile, care poate afecta traficul, mai ales că este nesemnalizată. Unele gropi de pe șoselele municipiului sunt atât de mari încât ar trebui neapărat semnalizate pentru că reprezintă un real pericol pentru circulație. Dar pentru că nimeni nu se ocupă să le astupe sau să le semnalizeze, avem o altă propunere. Treceți-le pe hartă. Una peste alta, nici nu mai contează cu este vina apariția acestei denivelări sau cum se numește firma ce a făcut treaba de mântuială. Important este apelul nostru legat de faptul că autoritățile locale în măsură trebuie să ia de urgență măsuri pentru ca până la remedierea denivelării, groapa apărută în carosabil să fie semnalizată, astfel încât să poată fi vizibilă de la distanță. MEXServ este denumirea dată unui proiect care vizează modernizarea în scopul eficienței și calității în serviciile de formare profesională a adulților. Proiectul a fost promovat astăzi la Giurgiu, după ce prezentarea sa a mai fost efectuată în țară. De față, la sediul AJOFM Giurgiu au fost angajați interesați să-și deschidă firme, angajatori și șomeri, alături de reprezentanți ai instituției gazdă. Deopotrivă, angajatori și angajați ce vor să-și deschidă firme, șomeri aflați în evidența Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Giurgiu și reprezentanții ai gazdelor au participat la promovarea proiectului MEXServ, modernizare pentru eficiență și calitate în serviciile de formare profesională a adulților, acțiune demarată astăzi la sediul AJOFM Giurgiu. Expunerea condițiilor în care a apărut proiectul, complementaritatea acestuia cu alte proiecte, activități, resurse alocate, indicatori și mai ales maniera la care trebuie apreciate proiectele, a IDOMA celui în discuție, au reprezentat puncte importante din expunerea directorului Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov, aflat la Giurgiu în calitate de manager de proiect. Mi-am propus să vă explic cum să privim formarea profesională. În primul rând, formarea profesională nu trebuie privită ca o cheltuială. Dacă o vom privi ca o cheltuială, în mod sigur nu vom ajunge la rezultatele pe care ni le dorim atunci când facem formare profesională. De aceea noi vă propunem să priviți formarea profesională ca o investiție pe termen lung. Fie că sunteți angajatori, fie că sunteți angajați. Doar atunci o să producă efecte această formare profesională, atât la angajatori, atât la cei care se formează, dar mai ales economiei românești. Proiectul, al cărui beneficiar este Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov, are drept parteneri pe reprezentanții centrelor regionale similare din județele Călăraș, Cluj, Teleorman și Vâlcea. MEXServ are ca termen de finalizare data de 31 august 2015 și a fost prezentat la Giurgiu din două motive. Județul gazdă al acțiunii de astăzi este afiliat Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman, iar proiectul a mai fost prezentat și promovat și în alte 24 de județe din țară. La 1 iunie, guvernul a decis scăderea TVA-ului la alimentele de bază de la 24 la 9%. Odată cu micșorarea taxei pe valoare adăugată, au scăzut și prețurile. La carne, de exemplu, în opinia giurgiuvenilor, prețurile sunt accesibile, deși oamenii spun că acum cantitățile de carne cumpărate sunt mai mari față de cele de la începutul anului, nu același lucru îl spun și comercianții din măcelării.
Taxa pe valoare adăugată a scăzut de la începutul lunii iunie la 9%, de la 24% la toate alimentele, reducerea aplicându-se fără diferențieri, chiar și la băuturile non-alcoolice și la serviciile de alimentație publică. Reducerea TVA la 9% la toate produsele alimentare, la băuturile nealcoolice și la serviciile de alimentație publică ar fi trebuit să aducă, în urma calculelor guvernanților, alimente mai ieftine cu cel puțin 12,5% sau pachete turistice mai rezonabile la preț, dar și câștiguri mai mari pentru retailerii pe fondul creșterii apetitului de consum. Carnea, de exemplu, este una din alimentele de bază. Prețul acesteia a fost micșorat astfel încât să își poată permite să cumpere orice persoană. Giurgiuvenii spun că acum prețurile sunt accesibile, iar cantitățile de carne cumpărate sunt mai mari față de cele de la începutul anului. Consumați mai multă carne de când a scăzut preț? Nu. De obicei nu prea consum carne. Lactate, zarzavaturi, puțină carne. S-a văzut o schimbare în prețuri de când a scăzut TVA-ul la 9? Da, da, da. Se cunoaște. Eu sunt venită de 2 săptămâni în țară, dar am cumpărat până acum în angro. Familia mea mănâncă. Prețurile cum vi se fac? Foarte bune. Deocamdată am văzut ceva bun, ceva onorabil. Consumăm, da. E normal să consumăm. Fiind TVA-ul mai mic și prețurile sunt mai mici. Acum se poate spune nici o masă fără carne? Aproximativ. Nici o masă fără carne. Dacă giurgiuvenii spun că acum își pot permite să cumpere mai multă carne, nu de aceeași părere sunt și comercianții din măcelării. A crescut vânzarea la carne de când cu scăderea TVA-ului? Nu, n-a crescut, sub nicio formă, nu. Prețurile cu cât le-a scăzut? Prețurile cu 12%. Și e la fel ca înainte. Sau și mai prost, bine, poate din cauza concediilor, poate postul, poate nu știu. Spuneți-mi, în general, cei care vin totuși să cumpere, ce preferințe au? Mai mult pui și vițel. Și oase în special. Potrivit unor statistici ale reprezentanților industriei de profil, românii mănâncă mai multă carne și preparate din carne după ce prețurile au scăzut prin micșorarea TVA-ului. Reprezentanții industriei de profil estimează că datele de la sfârșitul lunii iulie vor arăta o creștere a consumului cu 15% și asta în condițiile în care românii se află pe ultimele locuri din Europa. La acest capitol, cu doar 58 de kilograme de carne și preparate din carne consumate pe an pe cap de locuitor. Să renunți la statutul de model de succes, fie chiar și temporar, pentru că vrei să-ți încerci norocul într-un sport în care te-ai instruit doar la nivel de amator, pare o idee utopică. În lume există însă suficienți temerari și unul dintre aceștia este frumoasa australiancă Anna Rowson. Ea s-a hotărât să renunțe la modeling pentru că a ajuns să îndrăgească golful. Cine a avut ocazia de a o cunoaște pe Anna Rowson, fie prin intermediul televiziunii sau prin al presei în general, trebuie să recunoască faptul că australianca, născută în 1981, pe 5 august, este o femeie foarte frumoasă, iar pentru a deveni model la vremea la care a făcut-o, puține piedici au avut să-i se pună. La 16 ani însă, Anna începe să devină pasionată de jocul de golf și printre primele rezultate care îi dau o mare satisfacție sunt cele care o conduc către calificarea sa la edițiile din 1999 și 2000 ale campionatului australian de amatori. De aici încolțește ideea de a părăsi modelingul în favoarea practicării golfului, lucru pe care frumoasa australiancă îl face. Rowson intră în rândul profesioniștilor la sfârșitul lui 2004, iar un an mai târziu evoluează și pe bătrânul continent, obținând locul 3 la prestigiosul Ladies European Tour. Astăzi, bine cunoscută pentru năstrușnica idee de a renunța la modeling, dar și pentru performanțele la care a ajuns în practicarea golfului, Anna Rowson este un bun instructor al jocului care pare să s-a creat în Scoția medievală.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează sport, meteo și o ediție specială. Nu ratați emisiunile La Porțile Dorului și Medicina în Direct. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Locurile din tribunele stadionului Marina Anastasovici nu au fost ocupate în totalitate niciodată de când Astra joacă la Giurgiu și tribunele au fost modernizate. Sunt premise ca partida de mâine cu West Ham să poată rămâne în istorie ca primul meci care a umplut tribunele la refuz. Două zile de la punerea la vânzarea tichetelor de acces pe Marina Anastasovici pentru meciul de joi, au fost vândute aproximativ 3.000 de bilete. Luni la prânz, casierii anunțau 1.700 de locuri ocupate, iar astăzi la prânz 4.700, dintr-un total de 7.900 de locuri ale stadionului. Cum merg vânzările? Până astăzi, la ora prânzului, au fost vândute aproximativ 4.700 de bilete. Antrenorul Astrei a fost întrebat de către jurnaliști dacă stadionul se va umple la meciul cu West Ham. Răspunsul este unul Marca Șumudică. Sperați să se umple stadionul? Cu cine? Cu West Ham. Păi eu știu, sper să se umple. Mai vin și englezi, probabil. Sper să se umple, nu știu. Vedeți că... Sper să nu fie spectator de rezultat, fiindcă mai sunt niște echipe care au spectatori de rezultat și de stadioane, așa, dacă e stadionul frumos se duc 20-25 de mii, dacă e stadionul mai urâțel le vine 2000. Măsuri speciale de securitate pentru întâlnirea fotbalistică de mâine seară. Forțele de ordine au fost suplimentate pentru ca pe stadion și în împrejurimile acestuia totul să fie ok, iar numărul celor care se ocupă de asta ajunge la peste 600. Vor fi peste 200 de angajați ai grupului de jandarmerie mobilă Ploiești, alți 200 reprezentanți ai firmelor de pază contractate de către clubul Astra, 25 de polițiști locali și 75 de jandarmi din Giurgiu, la care se adaugă reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu și ai Poliției Naționale. Le recomandăm suporterilor giurgiuveni să respecte indicațiile forțelor de ordine, indicațiile stewardzilor, ale jandarmilor cu ocazia desfășurării meciului de fotbal din data de 6-8-2015, meci care va începe în jurul orelor 21, dar accesul spectatorilor în incinta complexului sportiv se va face începând cu ora 19. Oficialii jandarmerie au anunțat că deja la București au ajuns aproximativ 350 de suporteri englezi. Conform jandarmeriei, rezervările inițiale ale englezilor au fost de 500 de locuri în tribune, iar clubul Astra le poate pune la dispoziție maxim 1000. Radio România Actualități a anunțat că la București sunt așteptați aproximativ 1500 de suporteri englezi. Jandarmeria a mai transmis că aceștia vor pleca organizat din București spre Giurgiu la ora 17:30 de minute și vor intra pe stadion după ce se vor fi grupat la Giurgiu în zona parcului Tineretului, din imediata vecinătate a hotelului. Veste bună pentru suporterii giurgiuveni. West Ham United, adversar Astrei Giurgiu de mâine în turul 3 preliminar al Ligii Europa, a fost învinsă luni într-un meci amical pe teren propriu, cu scorul de 2-1 la pauză, tot 2-1 de formația germană Werder Bremen. Golurile învingătorilor au fost marcate de Uiah în minutele 20-31, în timp ce pentru gazde a înscris Sacco în minutul 19. Acela Sacco s-a destănuit ziariștilor engleși și a afirmat suscitare că West Ham vine la Giurgiu să învingă, altfel nici nu se pune problema. La rândul lor, fanii Astrei din Liga suporterilor sunt optimiști cu privire la calificarea giurgiuvenilor în fața lui West Ham, dar și când vine vorba despre prezența giurgiuvenilor pe stadion. Așteptăm stadionul plin, vrem iar 8.000 de oameni în tribune, vrem atmosferă peste cea care a fost la meciul cu Lyon, vrem să arătăm că și la Giurgiu fotbalul este important și oamenii din Giurgiu iubesc fotbalul, iubesc Giurgiu, iubesc Astra. Pentru tot ce se arată acum la televizor, pentru tot ce se vorbește, să fim cu toții prezenți la meci, să susținem Astra, să ne calificăm în turul următor. Păi așteptăm acum joia viitoare și sperăm să ne calificăm, de fapt sperăm. O să că ne calificăm cu siguranță. Cum vezi atmosfera de la Giurgiu de joia viitoare? Sperăm să facem o atmosferă. Din nou invităm toți giurgiuvenii să susțină Astra Giurgiu și să vină alături de noi, pentru că avem foarte mare nevoie. Cu siguranță suporterii lui West Ham vor veni număr cât mai mare la un asemenea scor. Ne așteptăm la în jur de 1000, pentru că sunt o echipă de suporteri foarte mare. Sperăm să vină giurgiuvenii și alături de noi în galerie, în sectorul 4, la peluză, să susținem și să obținem un 1-1 cel puțin, care ne va califica. Asta
Astra Giurgiu se apropie de unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului. Joi 6 august, de la ora 21, pe stadionul Marin Anastasovici, Astra Giurgiu vs. West Ham United, o partidă pe care nu o puteți rata. Veniți pe stadion și susțineți Astra Giurgiu. Joi, vremea se va menține călduroasă ca niculoară după amiaza, când disconfortul termic va fi accentuat în vestul și sudul țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil cu unorări temporare în zonele montane, iar spre seară și noaptea în vestul și nord-vestul teritoriului, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 37 de grade, cele mai ridicate fiind în lunga Dunării, iar cele mai scăzute în sudul și nordul litoralului. Joi la Giurgiu vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiaza, cu o maximă termică în jur de 36 de grade și disconfort termic accentuat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. În aceste condiții, joi, termometrele vor indica 36 de grade la Mihai Leș, Bolintin Vale, Ghimpați, Comana, Giurgiu și 35 de grade Celsius la Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 19 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 40%. Apele Dunării sunt în scădere cu 1-2 cm, cota probabilă fiind minus 33 cm.